Good morning and welcome to the fifth edition of Personalised Medicine Conference organized in the context of the European Biotech Week. My name is Mario Cianta. I'm the founder of the Center for Innovation in Medicine, the organizer of the conference and the organizer of all the events around European Biotech Week in Romania this week. We are very happy to have a strong partnership with Europa Bio, with local American working group, Foundation Medicine and Roche. Thank you all for joining us today for the plenary session. And the topic of our discussion is how to build a resilient health system. And as probably most of you already know, yesterday the conference kickstarted with a great session on human genome project and the genomics for health and genomics for society. And our guest was Eric Green, one of the pioneers of human genome project, a pioneer in genomics and the director of National Human Genome Research Institute in United States. I'm sure that also today we'll continue actually at the same scientific and policy level. And I'm saying this because the Personalized Medicine Conference is more than just another medical conference. And in the past 5 years, the Personalized Medicine Conference was the stage for launching some new ideas and a lot of concepts. And I can mention from the first meeting, we launched the idea of personalized screening based on individual risk. Then we've discussed about digital twins. We proposed a strategy for biomarker testing in oncology. And probably most important, we launched the idea of cancer as a priority for the European Union. And I'm very happy to see a lot of developments in this field of cancer with the EU cancer plan and the cancer mission. As I mentioned, today we'll discuss about resilience of health system. And this is a concept that requires a broad approach and diverse expertise. And our group of speakers from today, I think, is quite relevant for this objective. For the beginning of our meeting, I would like to ask Dr. Diana Păun, who is presidential advisor, is the health advisor of the Romanian President Klaus Iohannis, to have some opening remarks. Dr. Păun is one of the actually spiritual parents of the Personalized Medicine Conference, is a big fan and supporter of personalized medicine in Romania, and I'm very honored to have again with us Dr. Păun today. Good morning to everybody, dear colleagues, guests, ladies and gentlemen. Thank you, dear Marius, for giving the floor and for the opportunity to engage in such complex debates on how we build the resilience of our healthcare systems. You may agree with me that resilience is a concept in vogue. Whether used in discussion about COVID-19 or in reference to a variety of crises, technological change, or an aging population, this concept of resilience seems to be regularly employed when responding to emergency. Yet, resilience itself means different things in different contexts, and thus is difficult to pin down. The National Resilience Index report of the Henry Jackson Society, issued this August, developed and constructed a resilience index that comprises 10 indicators to measure the resilience of the current G7 members, plus Australia, India, and South Korea, collectively known as the D10.
and put forward a new definition of the national resilience. The national resilience is measured in terms of countries' ability to respond to crises when specific attention given to the effect of global public health emergencies such as this COVID-19 pandemic. As a reconfirmation of the reflection of the OECD report on the state of play in the governance of critical infrastructure resilience, revised in July 2019, health system robustness is reflected in this National Resilience Index report as a key subcomponent of the critical infrastructure indicator. According to this report, high-income countries with powerful economies like Germany or UK or Italy have failed during this recent outbreak, and the test of trust in their health system is like you know. The report puts forward a set of recommendations such as the strengthened need to create a more robust healthcare system which better protect frontline workers and to ensure the localization of critical supply chains. Building strategic stockpiles to protect against supply chain interruption might be the reason behind the European Union Commission President Ursula von der Leyen proposal mentioned in the recent State of the Union address to create a new agency for late-stage biological research and reinforce the European Medicine Agency and the European Center for Disease Prevention and Control. So we need to rethink all these aspects at the level of European Union. Furthermore, according to the 2020 publication of the European Observatory on Health System and Policies called Strengthening Health Systems Resilience, Key Concepts and Strategies, health system resilience is defined as the ability to prepare for or to manage, absorb, adapt, and transform, and learn from shocks. This document identifies 13 strategies for enhancing resilience and mapped them on to the four key health systems functions: governance, financing, resources, and service delivery. Assessing each function response against the recent pandemic may allow us to identify the potential sources of vulnerability and plan for further action to build a sustainable health system. So, the most important, I think, is to make the link between recovering from the shock to preparedness for future shocks. And I agree with the authors of the document that this is an area that we often tend to neglect once the health systems returns to post-shock normality. So a central strategy mentioned in the publication is related to the focus on alternative and flexible approaches to deliver care. I am of the belief that the health system of the future is based on digitalization of innovation and medical research. We need a new paradigm shift from the traditional model of care to personalized medicine, to personalized treatment and prevention, to new strategies that place the patient centrally within the new model of healthcare delivery. This is also the vision of our president, the president of Romania. And with this reflection, I will end my intervention for now. And I will be happy to further engage in debates and appropriate. Thank you very much. Thank you so much for your lecture and for being with us today. Indeed, the digital and innovation and prevention
should be the pillars for the healthcare of the future and for the medicine of the future. And I was very happy to hear from you that in the center of actually of everything has to be the human, the person. And personalized medicine actually starts with every one of us. We have to have in mind every person if we discuss about prevention, about personalized prevention, actually, about personalized screening, about diagnostic and the treatment of the disease. Thank you once again. We can interact during the meeting. You can use the chat or Q&A section from Zoom to share your thoughts, to ask questions to every panelist. I would like to have a very interactive conference today. Thank you once again, Dr. Diana Păun, for your intervention and for being with us today. Now we are moving forward with our agenda. The first lecture is a recorded one. Bogi Eliasen has some last-minute emergency, but he sent us his lecture on a key topic, the humanome. Human is in the center of everything, and Bogi Eliasen is a director of health at Institute for Future Studies in Copenhagen. He and his colleagues defined the concept of humanome, and now it's time to enter into more details, and I will ask my colleague Adriana to help us to show his lecture. My name is Boy Eliasen. I'm Director of Health at Copenhagen Institute for Future Studies. The next 10-15 minutes, I'm going to focus on the humanome that we have developed in the Nordic Health 2030 project and now are using widely around the world. First, a little bit about the Institute, established in 69 by the former Danish finance minister and first OECD general secretary, Torkel Christensen. When he came back to Denmark in the late 60s, he wanted to establish an independent think tank, and that became the Institute. So we have over a half a century of working in the field of future studies. So what is health about? Often health and progress is focused on technology and buildings. But in reality, what we are trying to have the focus on is the best possible quality of life and well-being during the lifespan. And it's very important that we focus on how do we provide better quality of life and well-being, but also to think in the lifespan, because how can we have people, for instance, as healthy as possible for so long time as possible? And in order to think lifespan in, so it's possible to look at what actually makes a difference, provides value to persons and societies, not just in one budgetary year or in a 4 or 5 year electoral cycle, but actually during a lifespan. So in the humanome model, we are trying to look at some aspects of health relevant data. So there are several sides. One could say it's the exposome, everything that affects you, your biology being your genomics and your different biological expressions, and then your microbiome, what lives in and on you. But we can also go in and look at it a little bit different way. For instance, also to look at what is it that we need to have in order to help us work with this data. We are at the tipping point in time where we actually are realizing that our analog way of thinking is not enough if we want to harvest the benefits of working with data and multi-source data. So, for instance, we have the personal behavior. Behavior is very important in concern of health. That's not something that that we take enough to account. Of course, we have the new biology with genomics, omics, and biomarkers. Societal factors are also there, of course, and environmental factors on micro and micro level. So looking at humanome is, of course, with the person in the center, and
when we say here a virtual assistant, of course, with these kind of data volumes, we would need to have virtual reality on steering this. But this is very much about looking at data, use data to have data drives, data-driven health, data-driven decision to help on the challenges that we have in concern of the future of health. In many countries, lifestyle diseases is the biggest challenge today. So can we, for instance, use this to change lifestyles, to improve lifestyle for better quality of life and well-being, but also to understand the biology of both disease, but especially also of health, what makes a difference. But there are different ways on this. So if we put the person in the center, and we, let's say that the person becomes the data repository and the biobank, so maybe the person becomes a plug-in device in different settings, we still need to figure out how do we do this, because the mindset we still have goes back to the industrial revolution and very analog in just producing systems. So we need to think about data controls and data contracts. So what is it that happens? So if we only want to focus on data security, we pour data into silos where nobody can use them, so they become locked in like in a Fort Knox. So that doesn't really work. So what do we want to do? We want to have data application, data usability, but we also want to safeguard the persons. So maybe what we can think about is transparency, traceability, and accountability. That might be a way to say, okay, can a person always see who accessed their data and what is used for, both in a public and in a private setting? We have examples from Estonia where they use blockchain to log data. But it's also about more. It's also about the interoperability. So we actually get data to work together, both structured, unstructured, internal, external, in different ways. And we need to take a discussion on the security and the safety. Security is, for instance, the data security on it. But safety is actually the safety to use the data on you. So where do we put the most weight on it? What is most important in this part? Then we also have to think about consent, donation, sharing. What we are trying to push in here is that ownership of data is a blocker for the development of using data and really applying data-driven decisions and data-driven health, both for the person and the system, because data gets locked in. And this is where we have secondary use of data, anti-lock-in and logging on things. So we know that it very likely will provide huge benefit for society and persons to work in this way, but it needs also to be in a way so it is safe for persons to use. The next layer is what we call the sustainability health model. So how can we begin to work with bridging the individual with the system and have data integrators in it? So the most important thing to understand with this loop is that we have the individual with all their data here and I have the system with all their data over here. What has generally happened is that we have called for data-driven health, we have called for persons to share the data, but it has very much been a quest from the system, private and public, to get the data from the individual so that the system can provide something that can be used in a healthcare setting in some way. It has not been thought very much about what the actual person who delivers this in can get back in real time. So if we want a system which is where the person is more responsible, a system where we work with prevention, promotion, being primary, secondary, and tertiary prevention, we would actually need to have the data that the person looks in here to be worked on and then come back in a usable format so you actually can use it in this way. And this data loop can actually do so that these parts of the system become much better, much more precise. So we also can work on a live, real-time service for the individual, and we get a precision public health over here. And that, of course, requires a lot of these elements explained before on the slide.
And we would need to think that it's not a question about the individual or the system. It's a question about asking the question so we figure out the solution where it's both about the individual and about the system. And here again, as I said before, data ownership just breaks down all this logic. So we need to work with different models, maybe to have the business model on the data functions and not on the data ownership. Here on this slide, you can see the 15 principles that we have for the humanoid model and the sustainability model. And this is about individual access to data, digital health literacy, shared responsibility, protection of data, digital identity. What we also have done, which you can see on this slide, is to look at some of the polarities that would be in, and we also need to decide on. So it's not so simple that we just can set up these principles and then the work is done. For instance, with the access to data, would we like a global framework or a national framework for data access? So for shared responsibility, individuals have responsibility for their own health. System retains the responsibility for individuals' health. And when we come to the data part, safety and security, data protection is most important. Data usability is most important. We have data practices, commercial confidentiality or open source and free flow data. So we have no data lock-in, we have the consent, we have the interoperability. So is that national standards or is it global standards that we work with? And then also on the system side, it's incentive structures. So which has the biggest weight? Is it outcomes for the individual or outcomes for the system? So on the health investment, is it quality of life over the lifespan or is it incidence-based care? Equality and equity, integrated care and future workforce are, of course, also very, very important. But when we work all this together, we could say that we actually move on top of what has often been labeled the digital twin to a digital triplet, where we have the humanome and the sustainability model. But this is made possible so we both have the validated clinical data in the system. We can work with the digital twin in order to check out which treatments would likely work. We can also use it for digital clinical trials in different way. But here, the second part is that we also work with non-clinical data and also help the person to use their total data picture. So we could call this a digital triplet going forward, where we provide a service to both the system and to the person at the same time. Of course, things to focus on, things on protection that we need to think about. And it's a bit striking that we have had human rights for a long time, and we expect to have a protection from the state level, from organizations and from criminals. But we don't really see applied these protections in the cyber life. So why is this so important? One thing is the general abuse and theft against the individual. But if we want individual persons to play into this data picture, if we want them to help, so be a part of informing and enriching the self-learning health system, to everything becomes better both for themselves but also for others and future generations, we would very likely need to promise, have a safeguard in that their data cannot harm them going forward in the future. So how can we secure that if you share data to help the system, to be a good citizen, but also to help yourself, that this data will not haunt you back as a boomerang? For instance, in insurance questions or work questions or what that can be. So that's a very important point to take up as a premise and as a promise to the population. If we want to drive this change going forward, we also need to get these protections. So the question is actually quite simple. How do we create societal value while helping individual citizens as well?
While the question might be simple to ask, the solutions might be harder to create. Probably we would need to think in totally different ways. This is very likely a paradigm shift where we can work with data and biology. It's a biological revolution as well, in ways we couldn't imagine just 10 or 20 years ago. So we also need to have the patience to ask the question, to bridge opposing idea and opposing forces, and try to find solutions for these big. So what I would ask you to do is to collaborate as policymakers for humanity. Ask what can you do towards 2030 and 2050, and what can you do tomorrow? Also ask, what if health becomes a permanent part of everybody's life, not just when disease comes knocking? Care is person-centric. Prevention or health management will gain a much more significant role. So ask yourself, what can you do to facilitate that change, meet those needs, and develop a business model to serve that purpose? Thank you very much. Have a very good day and good and fruitful discussions. And let's join forces for the future of health. A very interesting lecture on on humanome and the confirmation of what I mentioned at the beginning, that actually the Personalised Medicine Conference is a living organism. Two or three years ago, we discussed about digital twins. Now Bogi Eliasen said about three digital or adding another dimension, data in the center. We have to provide value for data at the individual level, but also the health system level. And coming on this point, I would like to invite our next speaker, Henrique Martins, who will discuss from the health system perspective on digital and e-health. Henrique is president of Board of Shared Services at the Ministry of Health in Portugal, and is former coordinator of the e-health network and one of the key opinion leaders in this field of digital health system. Enrique, thank you so much for being with us today. Thank you, Marius. Thank you very much. I'm going to do a sharing of the screen to share some slides with everyone. One second. I think you are. Yeah. You just confirm that you can see my screen. Okay. Yes, I can see your screen. Thank you very much. So first of all, thank you for this invitation. And actually, I think this is a very interesting topic. I have, of course, worked in the areas of medicine as a doctor myself, internal medicine, as an academic for many years. And in one way or another, in the last 10 years, I've been working mostly on digital health and e-health, which are not the same thing. Actually, I would like to start by saying that. Anyway, I prepared a few slides that basically tell you two or three fundamental messages. So if you can't listen to the rest of the presentation, you can have that information from my website, from these online videos. I'm sure it's going to be YouTube and things like that. But anyway, the point is, first, it is possible for any country to build their own e-health strategy, but especially to try to leapfrog, try to jump ahead. otherwise, we're always going to be behind one another. And in one way or another, these leapfrogs allow countries to find new ways to be more efficient in achieving something that I would say is a common goal. I would not have any doubt that in Romania, as well as in Portugal or in any other country like Denmark or so, every citizen would like to have personalized medicine. They would like to have access to their health care in a digital way, and so on. So how to get there? And how can we learn from others? So I have a published paper. It's not an academic one. It's more of a narrative that tells you a little bit about the history of what we've done in Portugal for the last 7 years and how we moved from somewhere below the list
to really a country that has achieved quite a significant level of maturity in e-health. This is not to say that everything is, of course, perfect or finished. This is never the case. The second idea is that the significant investment as well as political involvement is very important, but most important is strategy. I've seen many countries in Europe that have political will. There is a strong Minister of Health, there is some initiative, but there's no agency, there's no way to do it, or there's no strategy, no path to follow. So there's no point putting your step on the accelerator of your car if you really don't know where you're driving to. Odds are you're going to hit some part of the road, or you're going to go off the road at some point in time. So develop strategy, design strategy with external ideas and external knowledge. That's the only way to leapfrog. If you just think inside your box, you're never going to be very, very original. And I think this is a key point. So under this thinking, I bring you a few ideas of my own regarding how to really bootstrap and evolve on a digital health system. I may not be able to cover all the topics in as much detail as I would like, but anyway, I think we need a new vision. We need to think patients in a different way, as well as professionals and organizations. We then need to, of course, make good use of big data and AI, and then use that for precision. I'm more of the precision public health kind of person than the sort of medicine precision public health. This is because I find it even more challenging that we use data from many patients to actually drill down individual public health interventions. But I respect, of course, that one uses genomic data, proteomics, and other omics to find the best dosage for a patient. But for me, precision public health is much more interesting. So I'll cover that a little bit. And then finally, just allow some ideas on what could be a new digital agency for a country like Romania that is thinking about setting one agency dedicated to e-health or digital health, and how to go about national digital strategy. So first, my vision on digital health system. These systems are health systems that have to be different. And they are different not just because they are preventive, paperless, empowering, personalized, and accountable. These, of course, we would agree. Where people may not agree with me, and I'm fine with that, is that I believe the only way forward is to make every citizen a healthcare creator. So we should strive to allow doctors and nurses to be just suppliers of contributions, but the main driving force for healthcare creation at the individual level should be the individual. And this is a fundamental difference, because this means that the citizens have to be empowered, but also able to know what they need and know how to get there. So doing self-tests, and other self-diagnoses and so on, using, of course, digital tools to guide them through that. This healthcare transformation is key. It's happening, but we need to accelerate that. Definitely, we need to rethink physical buildings. They may not make sense anymore. Telehealth is the new health, and we need to invest strongly on that. We need to accept that patients and professionals will become robotic. They will become bionic. And of course, the motivation was there for change. And if now we don't make the change, then we are lost, because we are going to have the biggest crisis in health and in societies. We know that already. And as the first speaker mentioned, the question is whether do we recover from this, the same mentality, or do we make an evolution, a real evolution? So, sharing on that evolution, digital patients can be thought as a double concept. They're both people that use digital for care, for wellness, prevention, but also digital patients are people that suffer from digital diseases. We need to think that as we move digital more and more into people's, first the skin with wearables, then the body with implantables and pacemakers,
and later on to the brains with electrodes and mind-changing apps, we are going to provoke diseases as well. So the first conclusion I would like to draw is that digital health is often about doctors and hospitals and information systems, but it is mostly also about digital patients, citizens like us, that can be either healthy or sick due to digital exposure. Let's look now at professionals and organizations. On this, I would like to share with you the Kiwi concept. Kiwi concept includes the four buzzwords: knowledgeable, intelligent, wise, and interoperable. This means that a healthcare organization that is a Kiwi organization is, of course, knowledge intensive. And knowledge intensive means, of course, exploring all the omics and genomics, but it also is about using clinical decision support systems to make decisions. It is intelligent in its use of AI, not just the Da Vinci robots and imaging AI software that allows you to know and suggest that some tumor is on the lung, but because you can use it in a more vast way into the healthcare system. And then important of wisdom in the form of digital ethics, data governance, and cybersecurity, which have already been mentioned, and interoperable, how hospitals and other organizations link to each other. Now, who works in Kiwi hospitals, in Kiwi organizations, in Kiwi healthcare systems? I would say digital professionals. They need to be also thinkers in the Kiwi philosophy. They need to be knowledgeable, intelligent, wise, and interoperable. They need to embrace healthcare digitalization, drive the change, many times with startups, with innovation hubs. And of course, digital professionals need to be ready to work with robotic doctors and robotic nurses. And this brings us to a concept of bionic professionals. So surgeons like orthopedic surgeons or staff nurses, they may come to have exoskeleton robotic arms to allow them to have more capacity to perform human tasks. Now, looking at the national healthcare system usage of AI, we know that intelligent health is moving from big data to smart data. And we know that we have enough data already in many countries. And those we don't have, we need to quickly get it. And the way to quickly get it, at least that's what we've done in Portugal, is to make it forced by law and to really support professionals in transition, but do not go back and do not allow resistance to set you back. And this, of course, creates a lot of tension, a lot of stress, but that's how people grow and that's how systems grow. At least that's what I personally believe. Personal medicine as a population health approach, as I mentioned earlier, is key, and it is key to do what I call primary healthcare precision prevention. We cannot continue to make prevention in unprecision way. We make a national campaign for food. Well, we need to make targeted campaigns for very small niche groups. Regarding trust, quality, efficiency, and innovation, these are the core values for data, and we need to look at them. And of course, as we use AI, and I will try to be as quick as possible, because I'm aware of time. As we use AI, and I would like to show you how the medical paradigm is changing. If you actually look at a graphic of health data and computing power along the centuries and the styles of medicine we've been practicing, you will find that until maybe up to 18th, 19th century, we had mostly a mystical and traditional type of medicine. Very low amounts of data and computing power. Human experience was key. And there was a sort of magician or human physicist. This was what a physician was. Then we have scientific science, papers, guidelines, and so on. And people are treated as a group. We do not select subgroups. We basically treat every type of patient, have a diagnosed patient with the same sort of treatment. And here we have doctors. And then we go on to explicit personalized medicine and implicit. Difference be
that AI systems make it somehow a black box medicine practice. And this is a challenge. It is a challenge to allow liability issues to be discussed. I've currently drafted and almost finishing a thesis on liability issues on AI for a master's in law. And advise everyone that loves medicine and technology to study law, because that's the next big challenge, to allow liability and accountability, because otherwise people are going to be very resistant to change, especially to AI. They will find it very strange, they will be afraid of it. And because people are afraid of things, they tend to have very aggressive behaviors, things they do not understand or fear, especially like COVID. So looking at precision public health as an example from what we've done over in Portugal, because we have built three pillars, patient registry, professional registry, healthcare provider registry, because everyone that is born in Portugal is born digital. Before they leave the maternity, there is a digital number, but there is also a message sent to the GP office that this child has been born, mother of daughter or son of this specific mother. So we do not lose any child on early day screening. Because every person that dies in Portugal has a death certification, which is electronic. And every 5 minutes we update the data online in real time for everyone to know how is the mortality going for the country. Because we have a national epidemiological surveillance system that allows you to link clinicians and laboratories, both public and private. Every time there's a new COVID result, we immediately know about it from any laboratory in the country. And because we have, of course, like many countries, in our case, it's called Stay Away app for COVID with 1 million users, and central vaccination registry for the entire population, 10 million, we are in the position to really make significant thinking on COVID. And I would suggest for those more enthusiastic on these topics that we should trace not just the negative, the positive people, but the negative people. Actually, the negative COVIDs are the more interesting people, because they have been somehow exposed. That's why they went to do the test, and yet they are negative. So they're more likely to be exposed again. These are the groups you should also track down and follow up. How can we do this in Europe? Well, we can scale up many of these projects and link the CDC better, look at patient registries, and employ real-time surveillance systems and agencies. And of course, you can do this for a country as well. If you do that for a country, you are moving ahead to an intelligent public health system that is integrated in its approach of data, that uses data to really make it relevance and timeliness decisions and create early warning systems to outbreak detection. So finally, we may need a new type of agencies. I am the strong advocate that countries should have a national agency. And for me today, if you are establishing a new agency, it needs to have at least these four dimensions: information, integration, innovation, and intelligence agency. This is not a digital agency, it's a little bit. And then finally, digital strategies about our services, our patients, our data, and then keeping it ours, which means cybersecurity. So national health strategy, yes, you need that. Inside the national strategy, you need a telehealth strategy, a mobile strategy. And then to conclude, of course, you need to keep it safe and integrated with European space. Thank you very much for your time. I hope that has been useful, and I am opening myself for questions and comments. Thank you so much for the invitation. Thank you so much, Henrique, for your highly inspirational lecture. We have a question from Mr. Petrovai, and I think it's a very good question. How can we ensure a smooth transition from the old world of medicine to the new era and the new world, from investing in buildings and machines to investing in people and results? Well, I'll answer politically correct, and then I'll answer what I really believe, okay? So I'll answer politically correct.
One would say, well, you need to involve everyone and make sure people are following the reason why we are making the change. The honest truth is there is no smooth transition. There is no way there will be a smooth transition. If you really want to make a leapfrog, if you really want to make a jump, there is a moment. I was going to put actually a frog in the air, but then I hesitated. But there is a moment when you are jumping from A to B that you're not in the soil. You're not, your feet are not on the ground. And you just need to believe. You need to believe that it's going to be okay. And this is key. Do not, I honestly cannot say other thing than the things I believe. I worked with three ministers. I never told them everything is fine and will be fine. I always told them there will be risks. This may fail. The system may break down, you know, national e-prescription, national surveillance system, and many others. Can we say we are completely cyber secure? One minister asked me, and I said, no. You're saying we're not cyber secure? Yes, I'm saying we are not completely cyber secure. Are you telling me our data is at risk? Yes, I am telling you our data is at risk. Now, today, it is less at risk than 2 weeks ago because you've invested 1 million in upgrading the IT system. This you can say to the public, but do not tell them everything is safe because tomorrow we may have a problem. So conclusion, Mario, to answer that one, is you can have a smoother transition if you involve people, but do not be afraid of some revolutionary impetus if you really want a big change. Otherwise, you're not going to get very far, in my opinion. Thank you, Enrique. We're waiting later the Secretary of State, Andrei Baciu, who will probably discuss about the e-health strategy and the digital agency that Romania has in plan to build or to create. And if you'll stay with us, probably your interaction will be very useful in order to do what you actually said, frog jump, skipping some steps and moving forward to the true digital health system. Thank you so much, Henrique. Thank you very much. Thank you. If you have other questions, for Henrique and other speakers, feel free to use the chat or Q&A session or Q&A, area in the Zoom. And now it's time to introduce the next speaker. Nick Guldemond is from Leiden University Medical Center. He's professor of integrated care and technology. Nick is the coordinator of a group, I'm part of this group, on building blocks for personalized healthcare. And today, Nick actually is a hero because he's in Brazil. It's 4 a.m. Thank you for your effort, Nick, and for joining us. Yes, thank you very much. Can you hear me well? Yes. Okay. Yes. Good morning. Yes, it's here at night, and here they tend to say "Bom dia." I'm actually not in Brazil, but I'm in the Caribbean, in Curaçao. Okay. Nevertheless, quite happy to join you, and let me share my slides. Just a moment. And by the way, I was about 2 weeks ago. I was for 2 weeks in Romania, in the city of Cluj, discussing healthcare and transformation, and this is what we come to talk about. Just a moment. Can you see my slides? Yes.
Yes. Okay, very good. So thank you very much for the invitation, Marius. And I'm very happy to be here. And also thank you for participating in our think tank on policy building blocks and transformation of healthcare systems. So I'm going to a little bit elaborate on the issues we're facing today with resilience of healthcare systems. As you probably know, we already for many years discussed the sort of challenges we are facing with healthcare systems with a growing population and meanwhile having lesser resources available, people had a workforce financially. And also due to aging, we see a rise in chronic conditions. And already this is posing a high pressure on our healthcare systems, health and social systems. Another thing which was also discussed had to governments and towards responsible organization in the healthcare system was also the threat of infectious diseases. And this coming on top of this. And this combination of how we see a rise in care demand, how we see also threats of infectious diseases. At the same time, we saw the effect of economic crisis in 2008, which we didn't have really solved yet. And we only made it more depths rather than solving the core problems in our economies. And gradually how we see this decrease in workforce. So we really had huge challenges, and now the COVID crisis only shows more prominent that we are facing huge challenges in maintaining our healthcare systems. Also to show you, it was not without any warning, because over the last years, this is an example from the UK, we also had it in the Netherlands, a lot of healthcare systems faced more or less the same sort of problems. Overworked healthcare workers, overburdened each year when there was a flu outbreak. People had to move to the hospital. Usually the hospital were quite full. Patients couldn't be discharged to the home because the social care services were not prepared to it. So the whole systems got blocked and we can't cope with this sort of high demand on healthcare. And now the pandemic, of course, is showing this even more. Many fundamental problems are still in the type of system we have and currently still in many countries, like in the Netherlands, we have still a fragmented system, which means it's very much focused on institutionalized care at the left-hand side. Not so much involvement of local organizations and not sufficient connection to community care. This applies to things like this applies to there's a noise in the background. Yes, thank you. So this is still the case in many systems, almost without exception across the world. While we know that to make healthcare more resilient, more proactive, more focused on prevention, we really need this more networked care approach with strong role of local care centers, community care centers, offering a broad range of services, not only medical, but also focus on the needs of people beyond the medical needs. And this is still yet to be realized. And apparently it's very difficult in current system to achieve this. And by the way, you see also here in Curaçao, a Caribbean island,
with a relatively small community, about 160,000 people, with one central-led ministry and healthcare system. It's very difficult to transform healthcare. And also, you see in large and more advanced systems, in smaller, less advanced systems, that similar things occur. So this idea of, okay, we have to move more to community-focused care, broader range of services, not only medical. And the implication is that we take also the patient more as partner, and we look at their needs. We should have a focus more on quality of life rather than only blood pressure, blood glucose, etc. And this requires a personalized treatment plan and not a single guideline medical focus, but a broader sort of approach with different professionals in order to anticipate those needs. So the implications are that we have to integrate the services in our system. We should focus on a better cooperation. And this also implies probably that we need to shift the roles and responsibility of the different stakeholders in the system, with nurses, with supporting staff, care workers in communities, etc. So this sounds relatively easy in concept, but we see that in systems this is quite a challenge. There's also another element which comes to this more personalized approach, that you're not looking from a single service perspective at one point in time, but rather we would like to think about a sort of patient journey, clinical pathway, whatever you want to call it, where you have a sort of dynamic interaction between, on one hand, the system with the healthcare team, professionals, and the needs of the patients along the process of the disease. And this could apply to just a short period in time, pre and post surgery, but it can also often with chronic conditions over a longer time, where the needs are strongly fluctuating over time. And this requires a really dynamic sort of approach from the system and the people and also the specific intervention. So if you're looking from this perspective, from a patient perspective to healthcare services and how they should be organized, it's really a sort of logistical process over time with different events, interaction, collaboration, communication with different stakeholders in different settings. So this is quite a complex and time dynamic sort of process, which really require good communication, collaboration, coordination over time, including the link with the social care and the community and family and friends. So here we have had the most of the core problem of providing personalized integrated care. And in this diagram, you see on the vertical axis that information sharing is at the lowest level of what you should have in place in order to make it work. And even at this lowest level for a certain type of disease, this is in many countries a problem. And the wonderful presentation of Henrique here before also has showed to the importance of the use of technology and information and to make this idea of an intelligent network system work. And like in the Netherlands, we have wonderful IT systems.
Nick, I think we've lost you. We cannot hear you. Hello. So I apparently I was falling away. Yes. So seconds. Yeah. Okay. Here I'm back. Yeah. Can you see my slides? Yeah. Okay. Very good. So even at this lower level, we see major problems in many countries. So we still have a way to go into integrating the systems and the processes. So the problem of fragmentation is not only about people and organizations, it's also in technology. So if you really want to integrate a system, you have to take all kinds of steps in the vertical axis, in joint coordination, as well as connecting with other elements of the system together to make this work. So this, we're talking about a high level of complexity. And nowadays, you see a lot of people talking about value-based healthcare, and that we should focus more on the patient outcomes. But also there, the implication is that you need to have the full integration in order to reach a good patient outcome. And also from the perspective of technology, you need to collect information across the service pathway, the patient's journey, in order to really understand about what's going wrong in this process and how to improve. So, and considering that we don't have much examples of a fully integrated system which can really measure this process and also the outcomes, you still see that the value-based healthcare sort of idea is only on a very narrow scale showed. So all the examples you see is quite narrow and still often very much focused on the medical outcomes. So it shows that we really need this further integration. Another word on technology and is that nowadays we see a lot of the discussion on the use of AI and application and the use of information. And due to COVID, we saw this strong uptake of digital apps solutions for communication in different sectors, as what you see on the left-hand side. So this is promising, and it makes things different and digital more than before. However, if you look to the sort of level of use of technologies, it's still very much on the communication. Also, if you look to AI, and this is a recent paper from Nature, if you look to the AI application, there's still only single focus, mostly on diagnostics, which is, in principle, is okay, but it's not integrated care. It can help. So there's a lot of marketing and communication about this sort of technology disruption, but from an integrated care perspective, and accordingly, quality of care or personalized care, it's still, we are at the early stages. So in the sort of e-health telemedicine area, where we have very wonderful solutions, the notion is that it's still very much standalone. We can use it, but we should not confuse it with a sort of integrated approach, which is more focused on the process of providing care and collaboration. Also, we should be aware that our clinical colleagues are increasingly overburdened by putting information into systems. And so rather than we think IT, health records, data will lessen the burden of our colleagues, we see an overburden. We have a trust issue. Henrique already elaborated on this. So to conclude,
we see a sort of dot on the horizon on where to go to improve healthcare. We see it in a lot of healthcare plans across the globe. And we have evaluated all these plans on what kind of elements could be useful in order to create a sort of health ecosystem for transition and more personalized care. I think also what we learn, and Eric is also very important in the process with the commission, is that we really need not only a bottom-up approach where you change on the local level in an ecosystem, co-creation, etc., but you also need the sort of more system factors from a higher level, policy level, rules, regulation, in order to support this. And also we have to think, how can we upscale good practices from a local level to other regions? And this also requires sort of alignment of policies, instruments, rules, regulation, and also the support of the local system to transform. Considering this sort of challenge and complexity, we thought, well, how can we make this tangible and sort of understandable for policymakers, for local healthcare organizations? And for this also, Marius is a great support in this, is to really use, have a sort of building block system where you have a sort of toolbox with different elements, sort of separate the key elements and see what's in place and how can it be improved, how does it work in your system. So here you see an example of the different domains with planning and enablers, a more system level, a service level, products, for example, have more personalized medicine that can be molecules, pills, powders, but also devices or other type of products in the service provision. And of course, the technology element from infrastructure to more interoperability elements. Well, I'm not going to elaborate on all these other aspects, but this is a sort of toolbox with an overview of different elements which are important in a certain domain. And through sort of collaboration and a sort of joint approach with other people working on this topic, for which we have built a website, which was also supported by Rush, by the way. We share this knowledge on how to transform. And this is quite an open system, an open sort of movement, where at least we try to exchange our exchange for transformation. And this is a wide variety of organizations and stakeholders. So Romania, Russia, India, Germany, and now we're also looking at a smaller regional level on how we can learn from each other and support each other in making this happen. So I'm quite enthusiastic, as what I also discovered here in the Caribbean. And I think also the usually there are a lot of elements are there in the system. So usually you don't have to start totally new, but it's more a matter of how you can build on what there is already is in this relevant context and see how the different elements apply to improve a more personalized, person-centered care. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Nick. And I particularly recommend the consensus paper on building blocks for personalized healthcare. I think it's so important, especially this year when we have actually on the table the new health strategy for the next 7 years and the perspective of the operational health program for the next 7 years. And so on. And we have a question for you, because you have a lot of connections, I think, in Romania. What are your practical suggestions for Romania to advance digital healthcare
healthcare system, and particularly the public health. What are the lessons learned and some practical suggestions? The question is coming from Christina Stefan. Yes, thank you very much. Considering my experience in Romania, I think it's also in Romania that is so much is already there. So there are good doctors, there are good initiatives, people are working on healthcare improvement. So what I strongly believe, and what's also part of the sort of approach with the building blocks, is that the regions, the local settings are really key. So what I also learned in Bucharest, but also in Cluj, you have all these stakeholders, you have the ideas, you have the sort of ambition. There is an existing system for collaboration. And I think on this regional, in this regional settings, either a city or a bigger region, I think there the sort of transformation should take place. And usually it's a matter of starting where there's already sort of energy and interest to start to improve healthcare services in a more integrated way. And if you support each other with the different regions, and you can work on a local level, which is very concrete, and you. So I think this happening, and I think this can be sort of synergy as well. I think also what Diana in the role of the government, and the government greatly can support this, one with showing the vision on a more higher level, and also ensure there is the sort of preconditions are in place, like there's room for experimentation. There are financial instruments. This network of exchange, this is something which can be done at a national level from a governmental level, and this has to go together with a sort of more translation to the local context, because Transylvania is different from the Romania in the south. So this is sort of local translation of okay, what should we do? And I think things like oncology, diabetes, or emergency care are typical things which can be you can further build on, and take also the leaders in the local setting to make this happen. And I'm very enthusiastic about Romania. I think it's very dynamic and an interesting community to look at change. And of course, I think we also at the European level, you have this, you can make yourself stronger through collaboration with others. And Eric also play an important role of the last years in connecting different countries in better working with each other, exchange knowledge. And I think this this way we should continue. And hopefully we can make the ecosystems, the local ecosystems in Romania stronger, empower them, and make it happen. Thank you so much, Nick. Thank you so much. We have one more question, and I will ask for a short answer. Could you please comment on the role of healthcare startups among the building blocks change drivers? Yes. I think in general, of course, there's a huge opportunity to benefit from the creativity of startups, from initiatives, good ideas. So I think we have also globally, we see a lot of promising startups and ideas for the healthcare system. Only we see almost 95 or more of these companies, SMEs and startups fail in the healthcare system.
So in order to make this more efficient, you should build a framework which can adapt the ideas and all, often the technologies of these startups. Because if you don't do, they will keep failing. Despite we have a lot of startups who, well, it's more like what they call in the Netherlands fried air. They're just nice idea, but not really useful in healthcare. So this is definitely where we should improve and have to work on to make the adaptation and the sort of how we can capitalize on this creativity more better. But I think a huge opportunity lies there also in the, creating platforms, open platforms where SMEs can connect. So what we do here in Curaçao and in the Caribbean is we try to build more these open platforms by which small companies, SMEs can connect to, where you build a sort of platform with different solutions from startups and another type of organization. But yeah, this is typically something which you have to do something at the startup side, but also this is about how to change a system for adaptation. And it also points to the sort of complexity from a high level and a sort of work floor level, which we have to change. And therefore it's so difficult, but we can, if we work together. And also Romania could be the sort of place where this is smartly done. Creating open systems integration is something which, well, is not so easy. It's not so difficult. But yeah, we should start. And I think there's definitely an opportunity. Thank you so much, Nick. Thank you. And now we are moving actually to the second part of our meeting with a lot of local decision makers and politicians. Some of them are already connected. Dragoș Preda, in charge with telecommunication. Dan Dumitrescu from the Ministry of European Funds. Felicia Costinescu is already with us, the head of HTA unit at the National Drug Agency. But for the beginning, I would like to invite Jorge Luis Beneke, who is the president of Local American Working Group, our strategic partner for in the last 3 years for the Biotech Weekend for Personalised Medicine Conference. Jorge, actually the Zoom is yours, not actually the floor. The floor, the Zoom. Thank you, Marius. Good morning, everyone. Good morning, Marius. Good morning, distinguished panelists. I'm really honored to be here today representing LOC in this memorable event. And to continue the tradition, as Marius already said, of partnering with Inomed and Europa Bio in this year's, the 2020 Biotech Week. In fact, and to start, in fact, as Professor Nick and Enrique just walk us through, we live in an exciting era, a period where 5G will make personalized health and precision medicine a reality. It's very interesting to very, I would say, you have to be confident that, or feel confident that your mobile devices today are reporting your data. And of course, this interconnection of infrastructures and technologies are going to make personalized health a reality, which will be beneficial for all of us and for the society. When I think about personalized medicine, I always recall this session that I attended in France, where the speaker invited us to think about ibuprofen and the average dose of ibuprofen for the treatment of a headache. And on the screen, he put Magic Johnson, NBA player, height 2.1 meters, 110 kilograms of weight, and trying to hug him. Of course, she was more hugging his knees. You saw Lady Gaga, which officially has a height of 150,
and weighs less than 50 kilos. And this professor invited us to think about, do you think that the average dose of ibuprofen works for any of them? Or is it for the average population? And I think that this era, this 5G technology, this e-health that we are promoting and working on, is gonna help us be more effective on the treatments that we provide to each individual, but hopefully also prevent the diseases from even occurring. Now, during this same period, this exciting era, humanity faces unprecedented times. And as a resident in Romania, it's evident that COVID-19 is testing our healthcare system, is testing our principles, is testing our resilience. And this brings me to today's topic, resilience of the Romanian healthcare system. And to prepare for my speech, I looked at the definition of resilience, and I found one that I felt was really spot on to today's topic, and I will quote it. It reads, the capacity to be resourceful and creative, to make choices, and to quickly take effective action to recover no matter the challenges that we face. From this, I thought about building my speech around three elements, and I will only touch on two because I want the panelists to participate and to actively participate probably on the third one. But I took resourceful, I took creative, and I took making choices. And I will start with resourceful. Very briefly, when I think about resourceful, I want to invite us, the panelists, but I will also want to invite everyone in the audience to make a reflection. Does healthcare have the right level of prioritization in Romania? Are we resourcing healthcare the right way in Romania? Is innovation part of that resource? And recently, and in LOC, we're looking at an Eurostat report that we looked. And to my surprise, in 2018, the report states that about 260,000 people die in 2018 in Romania. That's the average number of people that die in Romania per year. Now, the report also goes beyond that and speaks about one out of each five of those people that died in 2018 died from amendable causes, from preventable causes. And the majority of those preventable causes were because they were treatable and a good quality of care would have prevented those deaths. And so going beyond that and maybe just leaving that as a reflection for all of us, of course, I can think about the resource that we put in healthcare. I can think about the funding for healthcare. We all know that the funding for healthcare, the allocation, not the funding, but the allocation per GDP is still low. We speak about 5.5. We've made progress. Since when I arrived here, it was below 5. Now it's 5.5. We're heading in the right direction, but we're still way below the EU average of 8.5. So I think it's something that we need to reflect and we need to think about throughout this discussion. Of course, I also think about clinical studies. Do we have the right legislation? Are we fostering clinical studies in Romania? Are we fostering innovation in Romania? This innovation will be able to take some of the burden of some of these patients and to provide them with early access to therapy. And of course, the infrastructure. Since yesterday, Professor Green, if I recall correctly, was inviting us to think about the future and the infrastructure that's necessary to enable e-health, because we definitely want to start collecting, building a biobank for Romanians, collecting consents. We want to generate local data that can inform our decisions, that can make our healthcare decisions more effective. And I cannot move on to being creative without speaking about access to innovation and access to medicine in Romania. We know, and it's public now in the weight report public by EFPIA, that Romania, it takes 2.2 years
for a therapy to be available in Romania. 2.2 years is the process of access in Romania. And if I think about the last 2 years, in the last 2 years, EMA has approved, if I recall correctly, about 200 medicines. And also in that report, you can see that only one out of five medicines approved by EMA is available in Romania. And when I talk about medicine, when I talk about innovation, we need to think about the patient. We need to think about the society. We need to think about innovation is a cornerstone of economic development. It's what boosts and what thrives economic growth in the countries. So with that, I provoke the panelists to talk about some of the choices that we will need to make to improve our healthcare system. Now, let me very briefly and very quickly talk about creative. And in the creative part, I think we need to identify other sources of funding. Definitely, we need to think about the reprioritization of the funds. Is that a possibility? We need to revise the categories of persons exempt from healthcare contributions, just to leave it on the floor. Definitely, we need to increase our prevention efforts. Today, we need to promote individual behavior to reduce the COVID-19 virus transmission. Very important to save resources and to be able to put those resources in other life-threatening diseases like cancer diagnosis, cancer treatment, diabetes, and others. We need to promote vaccination, healthier behavior, and active lifestyle. And of course, and just to conclude, we need to develop an HTA process supported on local healthcare data. And for that, we need to drive innovation. In the meantime, as an association, we are promoting an innovation fund. We're promoting to put innovation in the center of our prioritization to allow us to offer access to patients that suffer from life-threatening and serious conditions. So with that, I conclude my part. And I want to move into kind of my third topic of that definition of resilience, which is making choices. And this is a great segue for me to pass it on to the next speaker, distinguished Mr. Attila Laszlo, president of the health committee in the state, to comment on his view of the challenges and the choices that we may have to consider or make in order to build a better and more resilient healthcare system. And maybe I can take the opportunity also to invite him to comment about the Innovation Fund and the possibility of considering that for the benefit of the society and patients in Romania. Thank you, and Mr. Attila Laszlo, the floor is yours, or Zoom is yours. Thank you so much, Jorge. Indeed, we are waiting for Mr. Laszlo Attila to reconnect. Was with us from the beginning. Now he's at another meeting with the oncology patients, but he will come back and discuss about the Innovation Fund. Indeed, the Innovation Fund is crucial for the access to innovation in the healthcare sector. And your idea of how to prioritize the health and the healthcare, I think it's a key issue, both at health system level, at the society level, but also at the individual level, as Bogi mentioned earlier today. Now it's my pleasure to invite a person apparently from outside the health system. Dragoș Preda is the Secretary of State for Telecommunication at the Ministry of Transport, Infrastructure and Communication. And I'm very curious to find his views on the role of technology, 5G, AI, smart city, in relation with the resilience of the health system. Dragoș, please. It's great to hear you and meet you this way. We hadn't the pleasure since the pandemic era to meet in person. We are old friends, and I admire what Marius does for the healthcare system and for
developing, in fact, the digital skills for the health, for the new environment, the new ecosystem of the healthcare system. I just recently had several meetings on Healthcare Forum, Romania, Israel. I helped them develop the forum back in 2018. I'm glad to have this morning other old friends like Dan Dumitrescu. And why I mentioned him, because we were friends and colleagues. He's hidden now. He definitely smiles. We were friends and colleagues during my experience with the Ministry of Youth and Sports. And why I'm telling you about the Ministry of Youth and Sports is because we have to create, as Jorge and the previous panelists already mentioned, we have to create prevention systems. And back at that time, I worked with the National Institute for Research in Sports, and I was a representative of Romania in several expert groups at the level of the Commission. Among them, there was the HEPA expert group, Health Enhancing Physical Activity. And the colleagues from the National Institute that I already mentioned to you developed the biometrical registry of the population. And I will present you and I will ask you to allow me to present it in Romania. I will try to share the screen. Hopefully it will work. Just a second. And I put the presentation of the biometrical program here in Romania. This is one slide, this is the other one. And hopefully. Just a second. So, share screen. I don't see it on the board. Allow me just a second. Yes, this will share. So you will see that, in fact, what happened is that in 1969, this project was launched in Romania. The project at that time was called Potențialul Biometric al Populației Școlare, la care au participat și chiar țin de fiecare dată să menționez, să dăm în felul ăsta de credentials for the persons involved in the projects, și anume Alexandra Foșneanu, Virgil Mazilu, Virginia Paraschiv și Nicu Alexe ca și coordonatori. Odată în 2016, când am făcut parte din echipa Ministerului antemenționat, s-a reluat acest proiect. Și dintr-o pasiune și dorință a lui Pierre de Hilerin, să zic așa, un icon legend al Institutului, care începuse deja un demers în acest sens încă din 1996, s-a reluat programul biometric în baza unui protocol semnat între Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului. La acea vreme am cuplat cu un demers care se regăsea și la nivelul Ministerului Sănătății de promovare a mișcării pentru sănătate, extrem de important, și tot în acel an are loc colectarea primelor date. Propunerea, așa cum spuneam, a început din 96 din partea Institutului. După cum vedeți, se observă prezentarea, da? Da, da, se vede. Acestea sunt datele colectate. Sunt date esențiale, de ce? Pentru că în baza acestor date, care ele au fost colectate îndeoseb pentru programul de
de sport de performanță pentru determinarea acelor zone geografice determinante pentru anumite sporturi. Totodată, această evaluare este esențială și pentru crearea unui program de prevenție la nivel național. Vă spun că discutam chiar cu mari antrenori la ora actuală care îmi spuneau că deși oamenii, cetățenii, cum să spun, populația, nu numai a României, dar în general, par mult mai zdraveni, mai bine făcuți, cu toate acestea o să folosesc chiar termenul, apropo de reziliență, o să folosesc chiar termenul uzitat de către acești mari antrenori, se rup mai repede. Iar lucrul acesta trebuie observat prin astfel de programe, precum programul biomotric, biomotricitatea populației. Pentru că ne vor ajuta aceste programe integrate sistemelor tehnologice de care penaliștii care au luat cuvântul mai devreme au făcut trimitere, la care au făcut trimitere, integrate aceste date ne vor ajuta de fapt să determinăm, să vedem anumite preponderența, inclusiv riscul unor boli în anumite zone, să putem să evaluăm față de situația de dezvoltării acelor zone. De ce? Ca să ajung și aici la provocarea, la mărunșa aruncată de către Marius adineauri, apropo de orașe și mie îmi place să vorbesc de comunități inteligente, trebuie să înțelegem că zona aceasta a orașelor și comunităților inteligente se bazează pe noile tehnologii ca, și o să folosesc termenul mult mai comprensiv din limba engleză, enabler, de fapt, al unor resurse deja existente. Propriu-zis, este un nou sistem de management bazat pe noile tehnologii. Baza trebuie să fie, de fapt, acest HDI, Human Development Index, și bunăstarea populației. Ne uităm că marile companii, și aici o să pornesc de la un nivel micro, marile companii își creează deja un ecosistem de lucru adecvat creativității și inovației, pentru că elementele care ne vor poziționa umanul în fața automatizării sistemelor va fi tocmai această creativitate și această empatie existentă și, de fapt, fundamentală pentru existența umană. Lucrurile acestea se dezvoltă într-un mediu adecvat și acest lucru a observat marile companii. La același nivel se gândește, de fapt, și dezvoltarea orașelor și comunităților inteligente, de fapt, crearea acestei convivialități, cum se spune în alte limbi, și anume nu numai crearea serviciilor digitale adecvate de care se menționa, dar și crearea, de fapt, spațiului social-cultural adecvat. Sănătatea mentală este extrem de importantă, inclusiv pe zona aceasta de prevenție, și toate lucrurile acestea trebuie evaluate și gestionate în consecință. Studiile internaționale arată că, și aici, din păcate, România este deficitară, dar acum sperăm cu noile administrații care vor gândi lucrurile mult mai inteligent, ca să folosesc din nou acest termen, lucrurile se vor schimba. România este destul de codașă din punct de vedere al amprentei de mediu la nivelul fiecărei comunități. Respectarea acestei amprente de mediu, spațiu verde adecvat per cap de locuitor, duce inclusiv la creșterea productivității. Studiile arată că undeva la 15% chiar crește productivitatea. Gândiți-vă că o companie sănătoasă, solidă, care are o creștere de 50% este o companie cu un management extraordinar. O creștere a productivității de așadar de 15% datorită creierii mediului adecvat pentru populație este iarăși un beneficiu inclusiv pentru mediul economic. Deci sănătatea este esențială inclusiv pentru autodeterminarea economică, inclusiv pentru reziliența post această eră COVID pe care tot o analizăm în ultima vreme, și determinarea unui sistem de sănătate adecvat este imperativ. O să trec peste această prezentare și o să revin la alte aspecte ca să tocmai ca să nu rețin
prea mult acest panel. Văd că a apărut și Dan, mă bucur să-l regăsesc. Acum el deține, să zic așa, punguța, să spun așa. Ne va spune imediat ce se află în punguță, da. Și ce plănuiește, când plănuiește și cum să o deschidă. O să trec peste această prezentare, să văd eu cum pot să revin la stop share, așa. Și o să revin, de fapt, la un alt subiect extrem de important, până la urmă, legat de aceste sisteme. Și o să spun de ce. Pentru că, oricum, vorbim despre colectare de date, despre big data și utilizarea acestor date într-un mod corespunzător, care integrează două dimensiuni ale securității datelor. Odată crearea acestor digital skills la nivelul end-userului, a fiecărui cetățean, tocmai pentru a ști să utilizeze datele în mod corect și pentru a preveni orice situații de folosire a datelor de către actori, să zic așa, cu intenții rele. Dar totodată importantă este și crearea acelor sisteme de cyber security în domeniul acesta. Odată cu dezvoltarea tehnologică, infrastructurile din domeniul medical au început să depindă din ce în ce mai mult de furnizarea rapidă și sigură a tehnologiilor, informațiilor și comunicațiilor. Și este nevoie urgentă de implementarea a tuturor măsurilor referitoare la securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Unul dintre paneliștii adineauri chiar puncta și salută acest lucru, pentru că este domeniul de responsabilitate în prezent de care mă ocup. Importanța implementării noilor tehnologii de telecomunicații, precum tehnologia 5G, 5G+, 6G, deja se vorbește la nivel internațional și la nivel chiar al Uniunii Europene. Margaret Vestager și Thierry Breton, comisarul pentru piața unică, au punctat în reuniunile miniștrilor telecomunicațiilor din acest an că dacă vrem să vorbim despre această transformare digitală, deci trecerea de la analog la digital, la digitalizare și la transformarea digitală, această viziune strategică, este nevoie să creăm această interoperabilitate în domeniul telecomunicațiilor pentru toate regiunile, nu doar pentru mediul urban. România este una dintre campioanele europene, ca să nu spunem campioana, în domeniul acesta al conexiunii comunicațiilor electronice, dar totodată încă există lucruri de dezvoltat la nivelul inter- și intrajudețean și la nivelul creierii, de fapt, a coeziunii social-economice între mediul, iarăși asta este o dimensiune a orașelor inteligente, ale comunităților inteligente, de fapt, coeziunea social-economică între mediul urban și mediul rural. Să nu mai vorbim despre aceste decalaje pe care, și știu că și Marius l-a punctat de mai multe ori în dialogul legat de sistemul de sănătate. Ca să revin la subiectul de față, pe perioada pandemiei, sectorul medical, pot să spun, toată lumea știe, a fost principalul serviciu esențial pe care s-a bazat răspunsul societății la această amenințare. Iar domeniul medical din România este departe de a fi perfect. Încă sunt multe lucruri de făcut, s-au făcut pași enormi în timpul acestei perioade de către minister, de către Ministerul Sănătății, de către Ministerul Fondurilor Europene în sprijinirea sistemului. S-au făcut niște pași, niște salturi extraordinare într-o perioadă atât de scurtă pentru sistem. Sistemul medical din România este un sistem de sănătate social care asigură un pachet complet de servicii medicale către persoanele care posedă o asigurare medicală, respectiv cam 85% din populație, aici Andrei, dacă este să mă corecteze. Iar în moment ce statul român garantează dreptul la sănătate, restul populației beneficiază de un pachet minim de servicii medicale, precum cele de urgență. Ce ar trebui, și aici revin, și măsurile pe zona de cyber, pentru îmbunătățirea rapidă a situației existente, este necesar ca
să se creeze, de fapt, o componentă de tip CERT cu atribuții de coordonare a securității cibernetice în domeniul medical. Respectiva structură ar putea gestiona atât elaborarea actelor de reglementare din sectorul medical, cât și coordonarea activităților structurilor de securitate cibernetică de tip CERT, care operează în baza unor contracte de furnizare de servicii în domeniul medical. Lucrurile acestea trebuie totodată încadrate, ele se regăsesc de fapt și încadrate de prevederile directivei NIS, transpuse la nivelul legislației naționale prin legea 362 din 2018, privind un nivel comun ridicat al securității sistemelor informatice și rețelelor de comunicație. Potrivit totodată Cyber Security Act, la nivel european, se va aplica un sistem de stabilire a unor sisteme europene de certificare de securitate cibernetică pentru procesele, produsele și serviciile TIC, tehnologie informației și comunicațiilor specifice. Aceste certificate, eliberate în cadrul unor sisteme, vor fi valabile către toate țările și în felul ăsta putem să vorbim despre interoperabilitate, ceea ce va permite utilizatorilor să capete mai ușor încredere în aceste tehnologii. Aici este un aspect care este esențial. Încă end user-ul nu este familiarizat și încă nu are atâta încredere cât consultația directă cu medicul, cu cadrul medical. Conexiunea aceasta umană este esențială. Lucrurile acestea noi le-am și văzut, dacă tot este Andrei aici, o să punctez încă o dată alături de el și de Sebastian, de Alex Costache. Noi am lansat o platformă voluntară, Medici pentru România, care a derulat un program lăudat în mai multe ocazii, denumit Nu uita de ceilalți, tocmai pentru a oferi consiliere în timpul pandemiei pentru cei neafectați de coronavirus. Și putem să spunem că am răspuns la peste 1000 de solicitări din partea unor pacienți. Totodată trebuie să punctez, apropo de sănătatea mentală, apropo de zona aceasta, există încă o reticență și cei mai puțini s-au adresat părții acesteia s-au adresat psihologilor de pe platformă. Deși aici cu siguranță lucrurile astea sunt deja cunoscute, partea aceasta de sănătate mentală este determinantă și a fost determinantă și este determinantă de fel în orice criză, pentru că este esențială a crea o stare de bine, așa cum punctam și legat de dezvoltarea unor orașe, de fapt, comunități inteligente bazate pe crearea ecosistemului adecvat. O să mă opresc aici. Nu, chiar vreau să închei. Da. Să sintetizăm cumva. Au fost foarte multe perspective. Așa e, Dragoș, pentru cei care nu-l cunosc. Am plecat în foarte multe proiecte. Andrei Rete, că știe. Am reținut și în mod clar discuția legată de Digital Health System, așa cum l-a definit Henrique mai devreme. E o discuție pe care o vom continua și o vom avea și mai aplicat în contextul și al Autorității pentru Digitalizarea României și al inițiativei pe care sper că ne va vorbi Andrei Baciu, secretar de stat Ministerul Sănătății, despre inițiativa pentru e-health. Dar înainte de a-l invita pe Andrei, aș vrea să explic puțin un lucru. Să vorbim mult despre conștientizarea sănătății la nivel individual, însă nu cred că putem să discutăm despre acest lucru dacă nu plasăm persoana în comunitate și dacă nu plasăm în oraș, dacă nu avem în minte acel spațiu social și cultural adecvat despre care tu, Dragoș, ai vorbit, dacă nu suntem atenți la ceea ce înseamnă mediul înconjurător, Green Deal e foarte sus pe agenda și cred că putem să beneficiem noi avem un bias, fiind în zona sănătății,
suntem cumva într-o bulă, dar cred că trebuie să ne uităm și în alte zone să învățăm. Și așa cum Green Deal a urcat foarte mult pe agenda în ultimii ani, de ce nu ideea de prevenție a bolilor, de prevenție personalizată, de ce n-ar urca și această temă în următorii ani? Mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru toate aceste perspective. Aș vrea să mergem acum la Andrei Baciu și o salut și pe doamna președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Adela Cușan, care mi s-a alăturat. Andrei, te rog. Marius, distinși invitați, hello everybody, îmi face o mare plăcere să fiu astăzi alături de voi. Felicitări, Marius, pentru acest demers, pentru această discuție. Ca de obicei, te identifici cu inițiative inovative aliniate la ceea ce se discută la nivel european, mai larg la nivel global, și este extraordinar de important să putem să fim și noi, din punctul de vedere al tehnologiei, la curent, să putem să transmitem și să diseminăm cât mai mult tot ceea ce se discută. Iar acest lucru este posibil grație unor inițiative precum cea de astăzi, așa că felicitări, Marius, încă o dată pentru acest demers. O să încerc să puntez câteva chestiuni extrem de importante pentru noi. Acum, așa cum știm, la o criză te poți uita în mai multe feluri, însă de-a lungul istoriei, de-a lungul ultimelor sute de ani, marile crize au venit și cu salturi importante, cu progrese tehnologice importante. La fel, cred că se va întâmpla și în momentul de față. Vedem câteva abordări principiale, de exemplu, în domeniul vaccinării. Dezvoltarea unui vaccin în mod normal ar dura câțiva ani. În momentul de față s-au fac eforturi să se fie comprimat tot acest demers în mai puțin de câteva luni de zile, mai puțin un an de zile. La fel, vorbim aici de situația actuală care este determinată de o boală contagioasă, de o maladie infecțioasă, care se transmite de la o persoană la alta, în principal prin proximitatea celor două persoane. Pentru a limita transmiterea acestei pandemii, acestei boli, s-a intervenit și la nivelul unei distanțări fizice. Evident că toate activitățile au trebuit să continue. În domeniul medical, acest lucru s-a făcut și de altfel ca în toate celelalte domenii. Însă, în domeniul medical, s-a făcut prin expandarea unui concept care ar fi trebuit să fie mult mai avansat, dar e bine că s-a putut progresa și în momentul de față, telemedicina. Evident că toate soluțiile tehnologice digitale care au fost considerate și identificate ca fiind utile au fost ușor-ușor utilizate. Însă ne dorim să facem mult mai mult de atât. Ne dorim să creăm și să ne aliniem la standarde europene. Toți pacienții din România trebuie să beneficieze de aceleași servicii pe care le beneficiază orice pacient dintr-o țară central și vest europeană. Cu atât mai mult, cu cât vorbim de chestiuni care fac diferența între viață și moarte, de multe ori medicina personalizată este și va fi un domeniu esențial care va face toată diferența. Așa cum spunea și Dragoș, este foarte important să ne uităm și să interconectăm toate domeniile. Medicina nu face notă distinctă din acest punct de vedere, însă pentru a avea o eficiență maximală, să spunem, ținând cont și de condițiile preexistente ale sistemului de sănătate, cel pe care ne dorim să îl digitalizăm și cel pe care ne dorim să îl supunem avantajelor oferite de tehnologie, de biotehnologie, cel mai important lucru, cel cu care trebuie să încep, este planificarea. Din acest punct de vedere, noi am lucrat în ultimele luni de zile, am avut întâlniri și cu cei de la, mă rog, cu toți actorii implicați din sistemul de sănătate. Doamna președintă Cojan a fost ca întotdeauna un real sprijin, ne-a susținut cu toți specialiștii din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în definitivarea acestei strategii, cu ceilalți actori din sistemul de sănătate în egală măsură, și suplimentar am avut și discuții cu fondurile europene. Aici îl salut și pe Dan, a cărui intervenție o așteptăm cu toții cu mare interes, pentru că va defini, de fapt, viteza cu care vom progresa în următorii 7 ani. Din acest punct de vedere, am încercat să planificăm foarte bine lucrurile. Salut, Dan! Să planificăm cât se poate de bine. Avem o echipă de profesioniști, dintre cei mai buni din România, pe care o să-i și prezint în perioada imediat următoare, împreună cu care Ministerul Sănătății, sub coordonarea domnului ministru, domnul Nelu Tătaru, am definit o strategie pentru următorii ani, tocmai pentru a putea implementa cu maximă eficiență tot ceea ce se poate digitaliza în sistemul de sănătate din România. Rugămintea mea ar fi aceea de a accepta ca o comunicare pe acest subiect să fie în perioada imediat următoare, când vom lansa această strategie. Însă, până atunci, consider că
De fapt, corul acestei strategii, fundamentul acestei strategii, reprezintă definirea unor obiective strategice, care sunt evident aliniate la celelalte obiective strategice, obiectivele pe care le au celelalte țări europene, tocmai pentru a putea vorbi aceeași limbă, pentru a putea crea parteneriate transfrontaliere, pentru a crea parteneriate științifice cu alte universități și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să vorbim aceeași limbă. Însă, tot ceea ce putem face ar fi imposibil dacă nu ar exista finanțare. Cu cât vorbim de mai mult de soluții mai sofisticate, soluții tehnologice, digitale, cu atât acestea costă mai mult. Așadar, dat fiind faptul că nu, din nefericire, nu avem o industrie autohtonă care să genereze un produs intern brut, care să ne permită o dezvoltare și un salt tehnologic intrinsec, atunci, evident, fondurile europene reprezintă o reală oportunitate istorică. Așadar, orice ne-am propune să facem, trebuie să ținem cont și de resursele financiare sine qua non în o astfel de ecuație. Noi vom avea o comunicare în perioada imediat următoare cu privire la ceea ce ne dorim să, cum ne dorim să digitalizăm sistemul de sănătate. V-aș ruga să admitem să vorbim mai mult în perioada imediat următoare, după ce comunicăm în spațiul public, și vă mulțumesc încă o dată pentru această posibilitate și oportunitate de a discuta astăzi. Vă felicit încă o dată pentru inițiativă și, așa cum spuneai și tu, Marius, cred că suntem cu toții foarte curioși să-l ascultăm pe Dan, să vedem cum vede următorii 7 ani. Mulțumesc foarte mult încă o dată! Mulțumesc și eu, și atunci nu rămâne decât să-l invit și eu pe Dan Dumitrescu, după care o voi invita pe doamna președinte a Casei de Asigurări de la Cluj. Intrăm în zona în care discutăm despre bani, întâi europeni și apoi cei de la bugetul de asigurări de sănătate. Domnul Dan Dumitrescu, Ministerul Fondurilor Europene și persoana care, nu știu cum să spun, coordonează consultarea asupra programului operațional pentru sănătate, primul program operațional cu fonduri europene pe tema sănătății pe care îl va avea România. Domnul Dumitrescu. Ne auziți, domnul Dumitrescu? Gata. Sper că mă aud. Da. Bună ziua, mă numesc Dan Dumitrescu, sunt foarte bucuros și foarte încântat că am fost invitat la această videoconferință, acest nou format de întâlniri, acest format digital. Sunt foarte fericit să-i văd aici pe prietenii mei cu care în ultima perioadă mă întâlnesc foarte, foarte des, cu Dragoș și pe Andrei. Îi mulțumesc mult de tot lui Dragoș pentru exprimarea plastică pe care a avut-o. Nu m-aș fi gândit niciodată la așa caracterizare plastică, să zic așa. Da, aș vrea să spun că, într-adevăr, din cauza situații pe care, nu doar noi, dar și la nivel global, lumea o întâmpină în zilele acestea, singurul suport al medicinii și al progresului în sănătate, în momentul de față pentru țara noastră, îl reprezintă fondurile europene. Ca un noroc, aș spune eu, pentru această situație, Comisia Europeană și statul nostru au reușit să pună la punct un program operațional de sănătate, care va lua ființă încă din anul 2021, ale căror finanțări vor fi disponibile pentru rambursare încă din anul 2021. Acest program operațional are o alocare bugetară foarte, foarte mare, aproape 3 miliarde de euro și încă o alocare bugetară din bugetul național de 1 miliard de euro, bani pe care noi sperăm să-i cheltuim cu cap, cu folos, și a căror intervenție în sistemul de sănătate să fie una benefică și care să se vadă la nivelul pacientului. Medicina personalizată, eu trebuie să recunosc că nu sunt un specialist în medicină personalizată, dar în ultima perioadă, văzând avantajele pe care acest tip de intervenție le poate aduce în sistemul de sănătate, am fost foarte focusat împreună cu
conducerea ministerului nostru de a crește alocările financiare pentru acest tip de intervenții. Și am reușit împreună cu Guvernul României și cu sprijinul primului ministru să creăm cadrul legal pentru câteva intervenții și câteva proiecte strategice pentru prin trecerea, prin conștientizarea unui memorandum la nivelul guvernului care să facă publică intenția guvernului și a Ministerului Fondurilor Europene, dar și a Ministerului Sănătății pentru cele trei proiecte mari pe care Ministerul Fondurilor Europene vrea să și le poate finanța. Proiectul de oncologie, de tratarea cancerului cu protoni, care eu cred că reprezintă un salt uriaș pentru sistemul de sănătate din România și pentru ceea ce înseamnă tratamentul acestei boli. Institutul de genetică, un centru de excelență în genetică, centru de excelență în genetică care va ajuta la diagnosticarea personalizată a fiecărui tip de boală și de găsirea tratamentelor adecvate și în același timp, cum spunea și mai devreme și Andrei, partea de vaccinuri care în această perioadă trebuie susținută foarte mult. De aceea Guvernul României vrea să investească și va investi într-o linie de producție la care să aparțină Institutului Cantacuzino și a Ministerului Apărării Naționale pentru o linie de producție a vaccinurilor. Aceste proiecte au alocări financiare foarte, foarte generoase, aproximativ 150 de milioane de euro pentru fiecare dintre aceste proiecte, alocări financiare care sperăm noi să fie suficiente pentru a readuce sau a aduce România acolo unde îi... Mă scuzați, am avut un apel, sau dacă s-a întrerupt. Pentru a aduce România acolo unde este locul pe harta sănătății mondiale, dar în primul rând pentru a putea ajuta oamenii cu reale probleme în tratarea acestor boli. În același timp, Ministerul Fondurilor Europene pregătește programe de screening populațional, care vor fi urmare a screening-urilor populaționale deja existente, a programelor pilot deja existente la nivel național. Sunt alocări foarte mari și pe aceste paliere, undeva la aproximativ 600-700 de milioane de euro doar din fonduri europene, exceptând contribuția națională, bani vor fi alocați pentru diagnosticarea diferitelor tipuri de boli și în același timp pentru prima oară în istoria României, bineînțeles, dar și în istoria Comisiei Europene vor fi bani care vor ajuta, care vor plăti și tratamentul. Mă refer aici la tratamentele oncologice, ceea ce mie mi se pare un pas extrem de important în ajutarea bolnavilor care suferă de aceste boli, deoarece cu toții știm că tratamentul bolilor oncologice este unul dintre cele mai scumpe tratamente. Da, vreau să vă mai spun că la nivelul Ministerului Fondurilor Europene noi am avut avem o serie de dezbateri la care bineînțeles am încercat să invităm toți actorii importanți și toți actorii relevanți din sectorul medical și nu numai. Dezbateri în urma cărora noi am primit o serie de propuneri pe care până acum pe majoritatea dintre ele le-am și integrat în noul program operațional pe care îl vom trimite, un al doilea draft de program operațional pe care îl vom trimite chiar mâine către Comisia Europeană. Vom avea o rundă de dezbateri la care sper să avem aceeași audiență și
bune idei și bună colaborare cu toți participanții, deoarece ca și metodă de implementare sau ca și proiect al nostru, pacientul este în mijlocul acestui proiect și în același timp și cei care sunt în prima linie pentru tratarea pacienților, adică cadrele medicale și sectorul medical. În cazul în care mai pot fi de folos sau pot răspunde la anumite întrebări pe care dumneavoastră sau cei invitați aici ar dori să mi le pună, vă stau la dispoziție, la fel și datele mele de contact le voi lăsa domnului Geantă pentru a putea fi diseminate către toți ceilalți participanți. Intervențiile în domeniul sănătății pe acest program operațional sunt foarte multe, ar lua foarte mult timp acum să le descriu pe fiecare în parte, dar cu siguranță 90% dintre ele sunt venite în interesul pacientului și sper că vor fi niște intervenții reușite. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Personal mă bucur să văd că foarte multe teme, am spus la începutul conferinței de astăzi, foarte multe teme pe care le-am promovat în ultimii 5 ani, de la prevenție, la tema cancerului, digitalizare și nu mai vorbim despre medicina personalizată, se regăsesc într-o formă sau alta în prima versiune de draft, probabil și în a doua versiune a programului operațional pentru sănătate. Pentru medicina personalizată strict, v-am spus, o spun și public, puteți să ne consultați oricând. Conceptul de building blocks for personalized healthcare cred că este extrem de valoros din perspectiva aceasta a construcției politicilor, inclusiv în programul operațional. Și, într-adevăr, suntem parte din grupul de dezbatere, de consultare publică, alături de alte ONG-uri. Și vă mulțumim foarte mult pentru deschidere. Aș vrea acum să auzim pe doamna președintă de la Cojan, președintea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Foarte multe provocări în această perioadă și foarte multe provocări cred că ne așteaptă și pentru anul 2021. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult! Așa este. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnul Marius Geantă, pentru invitație. Vă felicit pentru conferința de medicină personalizată pe care ați organizat-o astăzi. Este un concept relativ nou, deși Casa Națională trebuie să aibă grijă să tipzuiască fondul pe care îl gestionează pentru toți asigurații din România și, într-adevăr, pune accent de cele mai multe ori pe tratamentele standardizate, tratamentele orientate către medicamentele generice, dar care au același efect cu cele inovative, tratamentele biosimilare. Totuși, nu am uitat și am acordat maximă atenție întâlnindu-ne atât cu asociațiile de pacienți, cât și cu furnizorii și producătorii de medicamente inovative. Traversăm această perioadă dificilă care a necesitat acordarea unei atenții sporite tratării pacienților COVID, dar nu am neglijat celelalte patologii și încercăm, în măsura posibilităților financiare, să asigurăm accesul la tratamente inovative pentru pacienții care suferă de diverse afecțiuni. Astfel, încă din luna aprilie a acestui an, am introdus în lista de medicamente compensate și gratuite un număr de 31 de molecule inovative destinate pacienților cu boli cardiace cronice, pentru afecțiunile oncologice, pentru hepatite, pentru afecțiunile oftalmologice, endocrine, colagenoze majore, pacienți care sunt tratați în cadrul programelor naționale de oncologie ori boli neurologice, diabet zaharat sau anumite tratamente personalizate pentru pacienții cu boli rare. Din aceste 31 de molecule noi, un număr de 18 sunt incluse condiționat în baza contractelor pe care noi le-am negociat cu furnizorii, cu distribuitorii și producătorii, contracte cost-volum și cost-volum rezultat.
sunt suportate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și depășesc 500 de milioane de lei, sumă valabilă pentru perioada aceasta a anului 2020. Aceste contracte cost-volum rezultat pe care pun accentul și aș dori să vorbesc mai aplicat, asigură tratamentul în condiții pe de o parte de eficientizarea costurilor pentru un număr cât mai mare de pacienți și încercăm, deși a fost destul de greoaie perioada în sensul încetinirii ritmului de înrolare a pacienților în tratamentele inovative, încercăm în măsura posibilului să accelerăm acest ritm. Pentru terapiile personalizate, care necesită investigații specifice, respectiv marker tumoral specific, acestea sunt suportate de către partenerii noștri cu care am încheiat contracte cost-volum. Alte 8 medicamente orfane se adresează unor stadii evolutive ale unor boli pentru care sunt singura alternativă, iar impactul bugetar pentru 12 luni pentru anul acesta este unul consistent, este de aproape 70 de milioane de lei și se suportă tot din bugetul Fondului Național. Continuăm să avem discuții cu partenerii noștri de contract, precum și cu noi parteneri, astfel încât să asigurăm tratamente inovative de care să beneficieze pacienții din atât din țara noastră și nivelul și accesul la aceste tratamente inovative să se apropie cât de cât de cel european, deoarece și medicii din România practică și pun în aplicare protocoalele existente la nivel european. Bineînțeles, ceea ce faceți dumneavoastră astăzi și ceea ce facem noi astăzi aici, tot digitalizare se numește, digitalizarea, informatizarea sănătății. În momentul de față este practic imposibil medicina să mai funcționeze fără informatizare, fără digitalizare. După cum știți, această instituție gestionează cel mai important sistem informațional unic integrat, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, a cărui performanță, într-adevăr, încercăm să o îmbunătățim. Bani de la bugetul de stat sunt mai puțini, de aceea și noi, așa cum și ministrul secretar de stat Andrei Baciu a subliniat, am apelat în exercițiul financiar 2014-2020 la accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea a 3 mari și importante proiecte de informatizare. Pentru unul dintre ele este deja semnat, este un contract de finanțare în cadrul programului operațional Capacitate Administrativă, programul POCA, poartă numele de Sistem Integrat de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate și va permite elaborarea de rapoarte, analize și studii menite să îmbunătățească luarea deciziei, să optimizeze și să consolideze capacitatea decizională a Casei Naționale prin prelucrarea datelor specifice. Proiectul are o valoare de peste 100 de milioane de lei, din care 85 de milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management POCA. Prin acest sistem va fi creat în cadrul proiectului o platformă informatică a asigurărilor sociale de sănătate, care va fi integrată și organizată într-un format unic de referință, astfel încât să poată fi generate rapoarte necesare analizelor statisticilor necesare pentru uzul atât intern, cât și pentru raportările europene pe care noi suntem nevoiți să le efectuăm. Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni. Este un proiect foarte important la care noi ținem foarte mult. Un alt proiect important pe care l-am demarat și în care ne aflăm în stadiu avansat al procedurilor de accesare a fondurilor nerambursabile este un proiect care deja se află depus pentru avizare la Comitetul Tehnico-Economic.
sisteme informatice pentru conectarea la dosarul electronic de sănătate a furnizorilor de servicii paraclinice, ambulatoriu pentru specialitățile clinice, recuperare, îngrijiri la domiciliu, îngrijirile paliative, stomatologice, dispozitivele medicale și consultațiile de urgență la domiciliu. După cum știți, acest dosar de electronic de sănătate a fost conceput inițial doar pentru medicina primară și spitale, însă este necesar să fie dezvoltat pe întreg lanțul de servicii medicale și pentru toate domeniile de asistență medicală pe care noi le gestionăm. Va oferi beneficii asiguraților printr-o mai bună informare a medicului curant despre istoricul medical al pacientului. Și uitați-vă ce s-a întâmplat în pandemie. Cu ocazia acestor consultații am fost nevoiți, practic, să o luăm înaintea accesării fondului, să o luăm în fața lui, cu pași mici, dar importanți, cu aceste consultații la distanță, pentru că a trebuit să respectăm restricțiile impuse de pandemie. Și atunci, să știți că este telemedicina și consultațiile la distanță au fost niște instrumente care ne-au ajutat și ne ajută la păstrarea restricțiilor impuse de pandemie, la păstrarea distanțării fizice, sisteme care au fost agreate pe de o parte de către medici, iar pe de altă parte de către pacienți, motiv pentru care intenționăm să punem la punct o metodologie mai bună de acordare a acestor teleconsultații și să construim o platformă dedicată acestui tip de servicii. Bineînțeles că vom face demersurile necesare pentru ca aceste servicii să fie reglementate în noua lege a sănătății pentru anul următor. Și în fine, al treilea proiect pe care l-am dezvoltat este vorba de Sigma Smart, sistem informatic pentru gestionarea modernă a accesului la servicii medicale. Este un proiect pe care Casa Națională îl susține pentru avizare la Comitetul Tehnic, l-a susținut în data de 9 iunie. Etapa aceasta este preliminară aprobării cererii de finanțare și contractare. Va permite proiectul emiterea și gestionarea electronică a majorității documentelor utilizate în sistemul de sănătate. Și știți foarte bine pățișul birocratic cu care se confruntă în momentul de față întreg corpul medical, bilete de trimitere, certificate de concediu medical, scrisori medicale, recomandări medicale pentru îngrijiri la domiciliu, ori îngrijiri paliative, ori pentru dispozitive medicale. Dorim să automatizăm fluxurile acestea de documente și aceasta va conduce la creșterea calității și eficienței serviciilor decontate din fond. Valoarea acestui proiect este de 121,7 milioane de lei și tot așa durata estimată a proiectului este de 36 de luni. Deci eu zic că accesarea fondurilor europene pentru informatizarea sistemului sanitar românesc este și va fi soluția cea mai bună pentru îmbunătățirea utilizării tuturor softurilor informatice pe care noi în prezent le derulăm, astfel încât operatorul, utilizatorul final, să nu mai să aibă o viteză de lucru și o facilități mult mai consistente în utilizarea acestor noi instrumente. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și doresc succes conferinței dumneavoastră. Mulțumim foarte mult. Aș avea cumva două întrebări sau cumva să continuăm două idei pe care dumneavoastră le-ați exprimat. O să încep cu a doua, de fapt. E cea legată de telemedicină. Exact cum ați spus dumneavoastră, brând nevrând a trebuit ca Guvernul, Casa de Asigurări, Ministerul Sănătății să ia această decizie. Am văzut că telemedicina, cum să spun, într-o definiție largă, se folosește în sistemul de sănătate, fie că vorbim despre sisteme foarte performante sau despre utilizarea, nu știu, a mesageriei pe Facebook sau a
WhatsApp și așa mai departe. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi în contextul în care avem o lege a telemedicinei în Parlament, așteptăm să apară. Oricum, e un domeniu care va trebui reglementat pe termen lung. Întrebarea mea este în ce măsură aveți dumneavoastră date despre cum se folosește, sub ce forme, cât de mult se folosește telemedicina din datele pe care le are Casa de Asigurări la acest moment. În momentul de față utilizăm, pentru că telemedicina, așa cum ați spus și dumneavoastră, este un termen mai larg care include mai multe subdomenii. Se referă la teleconsultații, la teleradiologie, la consultațiile sau serviciile de chirurgie care se pot realiza prin telemedicină, medicina robotică. În momentul de față utilizăm numai consultațiile la distanță prin diverse mijloace de comunicare care au fost introduse deja cu ocazia pandemiei pentru a asigura accesul la serviciile medicale pentru respectarea acestor măsuri de limitare a infecțiilor cu noul coronavirus. Această metodă este o metodă prin care a fost agreată de medici. Noi am mărit numărul de consultații de la 4 consultații pe oră la 8 consultații pe oră. Avem statistica numărului de consultații ce s-au efectuat pe perioada de urgență și în perioada de alertă. Medicii își evidențiază aceste, sau furnizorii de servicii medicale, aceste teleconsultații în registrele de consultații și în fișele de consultații. Într-adevăr, ceea ce trebuie să îmbunătățim este în evidențele primare, ceea ce trebuie să îmbunătățim pe măsură ce acest proces se va derula, fiindcă suntem convinși că îl vom implementa în noul contract cadru pentru anul 2021, este acela al evidențierii informatice a acestor teleconsultații, astfel încât să putem deține un control mai strict și mai riguros al acestor teleconsultații. Și prima întrebare, a doua în ordine cronologică, m-am bucurat foarte mult să constat că, deși cei mai mulți dintre noi, sigur, ne-am uitat la lupta împotriva pandemiei și cumva eram și personal îngrijorat că toate celelalte discuții despre contractele cost-volum și celelalte mecanisme de acces la medicamentele inovatoare ar putea să fie cumva puse în paranteză. Constatăm că nu s-a întâmplat acest lucru. După dumneavoastră, doamna Felicia Costinescu de la ANMDM, o să intre și mai mult în detalii. Aș mai avea o singură întrebare pentru dumneavoastră, pentru că suntem în săptămâna biotehnologiei. Noi vorbim despre medicamente biologice, există contracte cost-volum pentru imunoterapii și alte tipuri de medicamente biologice, numai că deja suntem foarte aproape de momentul în care va trebui să identificăm cumva o cale de acces pentru terapii și mai sofisticate, pentru terapii genice, pentru terapii celulare de tip CAR-T. Aș vrea un comentariu dumneavoastră pe acest subiect. În urma întâlnirilor repetate pe care le-am avut cu producătorii de medicamente, am intrat și noi în posesia informațiilor privind noile tehnologii medicale. Într-adevăr, este revoluție în terapia, în special în terapia genetică și în terapia personalizată a pacienților cu diverse afecțiuni. Suntem total deschiși la includerea acestora în lista noastră de medicamente gratuite și compensate. Pe măsură ce vor primi autorizațiile de punere pe piață, vom contacta și noi producătorii, distribuitorii, astfel încât să reușim să asigurăm accesul pacienților prin introducerea acestor medicamente în lista noastră de medicamente gratuite și compensate, evident, după ce vor trece prin procedurile de aplicare a politicii prețurilor pe care împreună cu Ministerul Sănătății le vom pune la punct. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul care deschide, de fapt, o altă direcție și alte inițiative în care și eu și noi ne vom implica în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, pentru intervenția dumneavoastră.
Și așa cum spuneam, mergem acum la doamna Felicia Costinescu, conduce Departamentul de Health Technology Assessment din Agenția Națională a Medicamentului, iarăși o instituție care, în ciuda pandemiei, a livrat într-un ritm bun în acest an. Mulțumesc frumos, domnule doctor, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc și pentru invitația la acest webinar. Mă bucur să vă găsesc sănătoși. Mă numesc Felicia Ciolu Costinescu, sunt director Direcție Evaluare Tehnologii Medicale, o funcție pe care o ocup de în ultimul an și jumătate în cadrul Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România. Voi încerca pe scurt să fac o prezentare a activității departamentului în ultimul timp, în ultimul an, în funcție de, mă rog, de cum a decurs discuția până acum. Pot să spun că în ultimii 2 ani și jumătate, în ultimul an și jumătate, Departamentul de Evaluare Tehnologii Medicale a evaluat un număr de 165 de DGI-uri, conform Ordinului 861 pe 2014, în vederea intrării în listă. Aceste DGI-uri au inclus și terapii biologice adresându-se bolilor dermatologice, reumatologice, oncohematologie, gastroenterologie sau bolile tractului respirator. În această perioadă menționată, lista a fost actualizată de 3 ori și putem spune că anul acesta a fost evaluată în vederea rambursării și prima terapie celulară CAR-T pentru ambele indicații, respectiv pentru leucemia acută limfoblastică cu celule B și pentru limfom difuz cu celule mare de tip B la pacienții adulți. Putem să spunem că acesta este un progres imens pentru pacienții români în ceea ce privește tratamentele oncologice inovatoare. Practic le oferă pacienților o șansă suplimentară în lupta lor cu boala, afecțiunea fiind una foarte agresivă și necesită instituirea rapidă a tratamentului. Formele leucemice acute, după cum știm, fiind fatale în câteva săptămâni dacă tratamentul nu este instituit de urgență. Despre TISA, genele gleucel, că despre acesta este vorba, care a fost evaluat ca tratament de primă, putem spune câteva vorbe despre indicațiile pe care a fost acesta evaluat. În ceea ce privește leucemia limfoblastică acută ca tratament de primă linie, strategia terapeutică conform literaturii de specialitate se bazează pe polichimioterapie de inducție urmată de chimio de consolidare, apoi de chimioterapie de întreținere dacă se realizează remisiunea completă. Aceste tratamente trebuie să fie combinate și cu un inhibitor al tirozin chinazei la pacienții cu leucemie cu cromozom Philadelphia pozitiv confirmat. Rata de remisie completă după tratamentul de primă linie este mare, de la între 90 și 95%. Prognosticul pacienților refractari la prima linie tratament este însă în general slab. Tratamentul acestora include o a doua chimioterapie de inducție urmată de transplant alogenic la pacienții eligibili după obținerea remisiunii complete. Tot din datele de specialitate, între 15 și 20% din pacienții care au obținut o remisiune completă după primul tratament recidivează. Decizia terapeutică se bazează practic pe diversi parametri, în special pe linia terapeutică, pe vârsta pacientului, pe starea lui generală, apariția unei infecții, locurile de recidivă, procentul de blaș medular și așa mai departe. Pot fi observate remisii pe termen lung în situația unei prime recidive dacă se obține o a doua remisiune completă, aproximativ 50% în caz de recidivă tardivă și 25% pentru recidivele precoce survenite în timpul tratamentului. În acest stadiu al bolii, practic, prognosticul depinde în special de durata primei remisiuni, de locul recidivei, de caracteristicile leucemiei și de sensibilitatea pacientului la chimio.
conform datelor din literatura de specialitate, la pacienții tratați cu tisagenele Gleucel, supraviețuirea mediană fără evenimente a fost de 7,9 luni și supraviețuirea mediană globală a fost undeva la 23,8 luni. Pentru cea de-a doua indicație, limfomul difuz cu celulă mare de tip D reprezintă un tratament de linia a treia sau mai mult la pacienții cu eșec terapeutic de cel puțin două linii de tratament. Acum, datorită timpului necesar care se va scurge de la determinarea eligibilității pacientului pentru terapia cu celule CAR-T, le afereze transportul celulelor înainte, după producerea lor, fabricarea celulelor modificate genetic și așa mai departe, chimioterapia pe care o suportă pacientul înainte de reinjectare și așa mai departe, trebuie și faptul că pacientul trebuie să aibă o stare generală și o experiență de viață, trebuie ca toate aceste termene să fie compatibile între ele. Acest lucru este extraordinar de important. În ceea ce privește, exact cum ați spus dumneavoastră mai devreme, sunt conștientă că de faptul că la un moment dat vor exista îngrijorări în ceea ce privește terapiile genice și celulare, acestea fiind cunoscute ca având, mă rog, prețuri relativ ridicate, și atunci discuțiile despre accesul la terapii și sustenabilitatea bugetului vor duce la dezbateri constructive între plătitori, între stakeholders, autoritățile de reglementare, pacienți, asociațiile de pacienți, ceea ce va fi un lucru foarte bun. În încheiere, aș dori să vă spun că, să chiar să vă asigur că Agenția Națională a Medicamentului și să vorbesc în numele meu, departamentul de evaluare HTA va depune toate eforturile ca pacienții să aibă acces la medicamentele noi și, bineînțeles, cum spunea și doamna președintă a Casei Naționale, focusându-ne pe afecțiunile cu alternative reduse sau pentru afecțiunile care nu au alternative terapeutice. Este foarte important să existe o colaborare la nivel național între părțile implicate și, de asemenea, mă bucură faptul că antevorbitorii mei au ridicat problema alocării de fonduri suplimentare pentru inovație și în ceea ce privește, mă rog, intervenții în interesul pacientului. Cam atât am avut eu să vă spun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi și, cine știe, poate pe viitor vom vedea și cum decurg problemele atinse. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi foarte mult. Dacă aveți întrebări pentru doamna Felicia Costinescu, le puteți adresa folosind chat-ul sau formularul de Q&A. Mulțumim foarte mult pentru că ați descris această nouă categorie de terapii, care, după cum vedem, vine cu provocări majore, cumva dincolo de componenta de finanțare. Sigur, e foarte importantă, dar avem și provocări logistice, avem provocări care țin de capacitatea de diagnosticare precisă, avem provocări care țin de educație și așa mai departe. E o discuție pe care o vom purta în continuare în lunile următoare. Mă bucur foarte mult că astăzi cumva ați introdus acest subiect și cred că e remarcabil să spunem că în plină pandemie, o terapie de vârf, vârf de cam în biotehnologie, trece de evaluarea HTA pentru ambele indicații. Cred că e un moment cu adevărat important și vă mulțumim că ne-ați explicat astăzi exact cum stau lucrurile. Sunt câteva întrebări. Din păcate, domnul președinte Laszlo Otilău n-a reușit încă să se reconecteze, așa încât discuția fondului de inovație pe care dumnealui și președintele Comisiei din Cameră, de altfel Florin Buicu, catalizați de Local American Working Group, ideea Fondului pentru Inovație, au susținut-o și această idee trebuie cumva concretizată în perioada următoare. Mai sunt câteva întrebări și doamna Rosalina Lepădat întreabă dacă ONG-urile sunt parteneri eligibili în proiectele europene. A fost o discuție intensă
în prima consultare pe acest subiect. Sunt niște schimbări față de anii anteriori. ONG-uri sau categoriile de parteneri eligibili, nu știu dacă domnul Dan Dumitrescu mai este alături de noi, categoriile de parteneri eligibili nu mai trebuie definiți acești parteneri de la începutul programului, ci pe fiecare col în parte. Și în funcție de ceea ce specific pentru fiecare col, pot deveni eligibili. Eligibile ONG-urile. Văd că domnul președinte Laszlo Otilo s-a reconectat. Nu știu dacă ne și aude. Da. Bună ziua. Bună ziua. Cer scuze, e o zi mai agitată azi în Parlament. Vorbeam despre faptul că sunteți o persoană care sprijină Fondul pentru Inovație. E o temă pe care a lansat-o președintele Loc ceva mai devreme. A fost un challenge pentru dumneavoastră pe care, cum să spun, o duc și eu mai departe. Vă rog, domnul președinte. Bună ziua tuturor! Practic pentru închiderea conferinței de medicină personalizată. Ne auziți? Sper că mă auziți. Acum vă auzim. Da. Aș dori să vă felicit pentru acest eveniment, atât legat de problemele rezilienței sistemului nostru sanitar, cât și tema și întrebarea care mi-ați pus-o, pentru că vrând nevrând va trebui să ne regândim un pic sistemul de finanțare într-o perioadă extrem de grea, pentru că suntem după 6 luni când am dat peste cap tot sistemul, am limitat accesul pacienților la serviciile sanitare în foarte multe domenii și în același timp, datorită acestor probleme, ne costă foarte mult tratamentul pacienților. Până la sfârșitul anului, probabil că statisticile cu care am fost obișnuiți în anii precedenți, unde trebuie să recunoaștem că s-au făcut niște evoluții sau au fost niște evoluții extrem de favorabile privind statisticile medicale, cred că se vor nărui. Dar, în același timp, sunt o serie de elemente unde vă recunosc că îmi păstrez optimism. Și vă spun acest lucru pentru că au fost atinse o serie de teme care sunt în curs sau în dezbatere și aș începe cu necesitatea revizuirii strategiei noastre pe sănătate, unde, eu știu, suntem la a 4-a sau a 5-a dezbatere pe această temă și sper să o finalizăm și să o actualizăm cu toate elementele sale care, vrând nevrând, au fost deblocate, și aici mă refer la digitalizare, la plata serviciilor medicale acordate prin aceste sisteme. S-au făcut pași importanți în finanțarea tratamentelor personalizate, dar în continuare mai este foarte mult de lucru. Și atunci când vă spun acest lucru, că foarte probabil la sfârșitul anului vom afla cât ne-a costat și ce mult ne-a costat această perioadă de 6 luni, vrând nevrând va trebui să discutăm un pic ca să fim în situația de a depăși perioada în care doar parcul auto ni-l înnoim datorită acestor resurse care sunt adunate într-un fond.
Și sper să ajungem în situația în care să discutăm foarte fundamentat și foarte aprofundat temele legate privind resursele financiare în cazul tuturor acelor situații care au efect direct asupra stării de sănătate. Și dacă vom fi capabili să facem acest gest, atunci cred că se impune ca în paralel să facem și pasul următor. Pentru că pe lângă digitalizare, pe lângă personalizare, cred că nu mai putem rămâne prea mult la coada Europei privind fondurile alocate pentru cercetare sau pentru inovații. Cred că astfel de demersuri, atunci când există o empatie privind necesitatea de schimbare a sistemului, trebuie luată în considerare. În continuare, cred că avem nevoie de acest fond de inovație. În continuare, cred că există resursele suficiente pentru a găsi sursele de alimentare și dacă o facem într-un mod transparent, atunci nu cred că cineva ar putea reproșa oportunitatea sau inoportunitatea unui astfel de demers. Și dacă îmi permiteți, am ascultat și am urmărit cu foarte multă atenție prezentările de la începutul manifestării. Mai sunt câteva aspecte care, unde trebuie făcuți niște pași foarte importanți. Și aici dacă tot vorbim de reziliența sistemului nostru, cred că va trebui regândit un pic necesitatea sau acele date statistice care se referă la capacitatea instituțională atât ca număr de instituții, cât și la numărului de paturi care ne stau la dispoziție. Pentru că noi, de bine de rău, am făcut față doar făcând niște eforturi, în sensul că am oprit sau am limitat anumite funcționare a anumitor instituții să facem față pandemiei. Ceea ce ne va costa foarte mult în acest an. Uitați-vă cu ce probleme se confruntă colegii oncologi, cardiologi, neurologi atunci când măsurile au fost relaxate în a doua parte a lunii iunie. Și atunci cred că toate acești indicatori care... Nu vreau să folosesc termenul foarte dur că ne-au fost impuși, care l-am acceptat. Ne-au demonstrat că în astfel de situații dificile putem face față doar cu niște măsuri foarte dificile care ulterior ne va costa mult. Motiv pentru care aici cred că există o necesitate de a găsi parteneri europeni pentru a regândi acești indicatori de sănătate și la nivel european, pentru că dacă ne uităm un pic la statistici și cine cum a făcut față, putem constata că cei care aveau resursele necesare, care au stat în stand-by sau au fost utilizate mai puțin în perioadele de acalmie, au avut la ce să apeleze. Nu vă ascund faptul că ne-am fi bucurat dacă am fi avut la dispoziție acele instituții care au fost închise în 2009 pentru a le utiliza în astfel de scopuri sau cred că trebuie să profităm de resursele care ne stau la dispoziție în următorii ciclu financiar pentru a crea acele instituții care să degreveze sistemul actual, care să le putem ține. Și avem o oportunitate privind spitalele regionale și
Sper să nu ajungem acolo că odată e făcute să renunțăm la ceea ce avem. Aș prefera sau am prefera să le avem la dispoziție, să le păstrăm în bună stare de funcționare, chiar dacă le utilizăm ca și centre de formare sau în funcție de prioritățile fiecărui centru, dar să ne mai stea la dispoziție, să nu mai fim nevoiți să oprim alte activități curente în sistemul sanitar. Și un alt aspect, sunt două lucruri care îmi dă oarecare stare de optimism. Și aici m-aș referi în primul rând la implicarea autorităților păstrarea stării de sănătate a populației. E foarte adevărat datorită acestei situații legate de pandemie, dar cred că aici acest trend sau această empatie ar trebui menținută și în viitorul apropiat, pentru că în sfârșit, după 30 de ani, s-au implicat autoritățile locale sau județene în rezolvarea problemelor de sănătate a populației din area respectivă, indiferent că aveau instituții în subordine sau nu aveau. Și conștientizarea din partea multor autorități locale că trebuie să se implice și trebuie să se implice inclusiv în activitatea de screening, ceea ce este un pas important. Iar un alt aspect unde văd și îmi dă speranțe optimiste sunt remarcile sau prezentarea făcută de unul dintre speakeri, în sensul că ar trebui accelerat un pic construirea registrelor de vaccinare la nivel european. Pentru că suntem foarte diplomați și nu vorbim de acest lucru, dar din 2016 noi ne confruntăm cu lipsa acestor registre sau interoperabilități a registrelor naționale în acest domeniu. Și vă aduc la cunoștință problema legată de rujeola. Când concetățenii ai noștri, care în mod normal stau în altă țară, au venit acasă și s-a declanșat epidemia de rujeolă și de atunci în ghilimele am constatat că stăm foarte prost cu rata de vaccinare. Cred că ne-ar ușura foarte mult munca în sănătatea publică, existența unui astfel de registru și funcționalitatea unui astfel de registru la nivel european și în același timp. Cred că ar activa un pic construcția registrelor funcționale și în celelalte domenii unde trebuie să ai o situație foarte clară, să cunoști cum stai și ce ai de făcut. Și vă spun acest lucru pentru că foarte probabil că în următoarele luni, în continuare, vom mai circula destul de greu prin lumea asta. Foarte probabil că ni se vor solicita și ni se va limita posibilitatea de a călători în alte state. Dar odată cu apariția vaccinului specific, cred că ar ușura viața fiecărei țări pentru a găsi metodele prin care să facilităm mișcarea concetățenilor europeni sau, de ce nu, la nivel mondial, să ușurăm mișcarea cetățenilor și să nu mai limităm drepturile cetățenești a nimănui de nicio culoare și de niciun motiv. Și astfel de registre ar putea sparge acele bariere cu care ne confruntăm în fiecare domeniu și în fiecare țară. Vă mulțumesc și încă o dată scuze pentru aceste sincope de a intra și de a ieși de mai multe ori din
Sunt avantajele și dezavantajele digitalizării. Putem în același interval de timp să fim prezenți în mai multe locuri, ceea ce cred că e extrem de important. Da, domnul Geantă, în ghilimele vă spun între timp, acum a început și plenul, deci de atunci am mai avut și două comisii de specialitate, așa că scuzele de rigoare. E bine că e doar o ședință de plen, de obicei aveam un plen în care se discută o moțiune de cenzură așezat fix pe intervalul conferinței de medicină personalizată. Înainte de închide, mai avem o întrebare și aș ruga-o pe doamna Felicia Costinescu dacă vrea să răspundă. Doamna Marilena Stănescu întreabă dacă la nivelul departamentului de HTA ar trebui îmbunătățit aspectul resurselor umane, așa încât să respectăm cele 90 de zile de răspuns din momentul depunerii unui dosar pentru evaluarea HTA. Un răspuns scurt, vă ajută. Un răspuns scurt este și un răspuns scurt, bine cunoscut și mult așteptat este da. Este imperios necesară mărirea numărului de evaluatori la nivelul departamentului atât de HTA cât și alte departamente din cadrul ANMDMR. Mulțumim foarte mult. Constat că și doamna conferențiar Diana Păun este încă conectată alături de noi. Dacă doriți să ne adresați un mesaj la finalul conferinței, cu mare plăcere. Eu mă bucur foarte mult că această conferință, care la un moment dat s-a desfășurat într-o ediție chiar la Palatul Cotroceni, are continuitate și consecvență și sper că pandemia ne va oferi și oportunitatea de a înțelege importanța acestei teme, care, iată, se profilează ca una de interes european, în primul rând. Sunt alături de dumneavoastră și sper din suflet să mergem mai departe și să punem în practică ceea ce ne-am propus. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Suntem aproape de 3 ore de discuții extrem de intense, ceea ce constat la evenimentul din acest an, primul virtual, este ceea ce am constatat și la evenimentele face-to-face, și anume că pare că oamenii nu se plictisesc, rămân până la sfârșit. Avem același număr de participanți în Zoom cu care am și început. Audiența de data aceasta este mult mai mare pentru că evenimentul este în continuare pe Facebook Live, pe YouTube, pe LinkedIn și așa mai departe. Într-adevăr, mesajul meu, aș mai vrea să spun un lucru. Diseară la 6 discutăm cu unul din cei mai importanți experți în Comprehensive Genomic Profiling, medicină genomică în oncologie, discutăm despre acest subiect, tot așa în direct, ca parte din conferința de medicină personalizată. Aș spune doar atât că pandemia, am mai spus-o, este o criză de sănătate publică, dar rezolvarea ei depinde foarte mult de fiecare dintre noi. Iar aici, în mod clar, această responsabilitate individuală, de fapt, este nucleul pentru ceea ce înțelegem prin medicină personalizată și am văzut toate prezentările și intervențiile de astăzi. Cred că sunt două mesaje extrem de importante. Unul, că sănătatea trebuie să fie sau să devină o parte permanentă a vieții noastre. Poate să sune paradoxal, dar dacă ne uităm în sondajele de opinie din ultimele luni, vom vedea că această conștientizare a sănătății nu este la nivelul pe care poate ni l-am fi dorit. Dintr-un alt punct de vedere, un alt mesaj este că fiecare dintre noi trebuie să devină un co-creator al sănătății. Iar din această perspectivă, ideea de human-om pe care a prezentat-o Bogi Eliasen la început, cred că poate să ne inspire cumva să mergem în această direcție. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru participare, vreau să le mulțumesc partenerilor de la Local American Working Group, Foundation Medicine Roche și Europa Bio pentru acest parteneriat și sper să ne vedem cu cât mai mulți dintre dumneavoastră și la ora 6. Dacă nu v-ați înscris, o puteți face. Detaliile sunt pe site-ul centrului. Mulțumesc tare mult! Și noi mulțumim! La revedere! Revedere!